credința adevărată este legată de credința în singurul Dumnezeu adevărat care ni s-a descoperit. Este legată de nădejdea că noi putem avea o legătură cu El. În căutarea noastră îl putem întâlni încă din această viață. Ba, deși se va deschide, nu înseamnă doar a face o rugăciune de seară, doar a merge la biserică și a da un pomelnic, ci a trăi o întreagă viață într-o încordare, într-o tensiune, de a păzi în această lume în care din ce în ce mai mult răul își îmbracă o altă blană și o altă mască, pentru a altera valorile adevărate pe care Domnul le-a descoperit, a fi statornici așadar în tot cuvântul pe care Bunul Dumnezeu ne-l descoperă, statornici în adevăr, statornici în iubire, statornici în iertarea celor care știind sau neștiind, prihănesc sau nedreptățesc sau lovesc pe cel ce caută să trăiască o viață fără prihană. Scopul vieții noastre nu este doar de a deveni un om cum se cade, ci a deveni oameni pe deplin curați. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, spune Scriptura. Și acest cuvânt nu este doar pentru preoți sau pentru monac, ci pentru noi toți. Nimic necurat, spune Domnul, nu va intra în Împărăția Cerurilor. Pocăința adevărată este atunci când, văzând nestatornicia noastră și neputința noastră de a ne păzi curați în tot cuvântul, în tot gândul, în toată lucrarea noastră, să spovedim aceste lucruri, nu iară și iară aceleași lucruri, știind bine că le vom face din nou, ci de a vedea unde suntem răniți sufletește, ca acolo să nu mai punem un început sau o statornicie a răului, ci înnoire a Duhului. Sfântul Andrei Criteanu, cel care a scris acest canon cel mare, a fost un învățat, un cărturaș și un mare episcop. Nu ne-a scris în această lucrare așa a sa, cum mulți din cei ce cunosc pe Dumnezeu nu o fac, despre izbânzile sale, despre înțelepciunea pe care a dobândit-o, despre harul episcopiei și despre tot ceea ce măreții va fi descoperit Dumnezeu în taina rugăciunii. Toată lucrarea sa, tot cuvântul său este o pocăință la care ne cheamă. Într-o lume în care suntem învățați să ne îndreptățim pe noi înșine, să concurăm unii cu alții. Pe de o parte pentru a ne depăși limitele noastre, pe de altă parte pentru a avea un loc mai bun sau mai călduț. În această lume, cuvântul celui ce l-a cunoscut pe Dumnezeu este de a noi în noi un chip al pocăinței. Iar pocăința înseamnă nu o învinovățire continuă, nu o prihănire de sine fără nădejde, ci o nădejde că putem să trăim curați, că dacă Dumnezeu ne cere și ne cheamă să dobândim inimă curată, înseamnă că o putem face. Dar asta nu înseamnă că o putem face fără efort. Nu o putem face cu ușurință în această lume, ci cu un efort în care avem ajutorul lui Dumnezeu. De aceea Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să cerem de la Dumnezeu această putere, să cerem Domnului să fie cu noi, să-i cerem să ne înțelepțească, să-i cerem să ne lumineze și să ne dea puterea de a trăi o viață curată, o viață în care poruncile lui Dumnezeu nu sunt porunci date pentru a le putea eluda, pentru a le putea interpreta omenește, pentru a ne putea îndreptăți atunci când nu le împlinim, ci sunt însă și viața noastră care se înnoiește și prin care cunoaștem pe Dumnezeu. Și trăind în această tensiune vom cunoaște și noi ceea ce Domnul ne-a descoperit. Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca acest început de post să fie un nou început al pocăinței noastre, ca încă de aici să trăim ceea ce spunem la slujba înmormântării celor dragi, să aflu și eu calea prin pocăință, calea întâlnirii cu Dumnezeu, calea aflării păcii sufletești, calea Împărăției Cerurilor. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.